Indiferent de anotimp, bazinul didactic de înot aflat sub administrarea Clubului Sportiv Municipal al Primăriei Slatina este extrem de vizitat de slătineni. Cei care trec pragul bazinului pot participa atât la cursurile de perfecționare, cât și la cele de inițiere, oferite gratuit de municipalitate. Atenție, locurile sunt limitate. În primul rând, fiind și vacanță, vă dați seama că bazinul de înot a fost luat cu asalt de foarte mulți copii. Grupele deja sunt ocupate și pe luna iulie, din păcate. Dar țin să fac o precizare, abonamentele pentru luna iulie s-au făcut pe data de 1 iunie, așa este și pentru luna august. Pentru toți slătinenii care vor să-și înscrie copiii la bazinul de not, trebuie bine știut că pe data de 1 iulie se fac înscrierile pentru luna august. Atmosferă relaxantă, distracție, dar mai ales sănătate sunt principalele beneficii pentru care copiii slătineni aleg să-și petreacă vacanța de vară la bazinul didactic de înot Slatina. Programul bazinului este de luni până vineri între orele 9:21, iar sâmbătă și duminică între orele 9:15. Când vii la bazinul de înot și cum ți se pare? Vin la bazinul nostru de un an și antrenorii antrenează foarte bine și ne ajută să învățăm înot, să înotăm cât mai performant. Și pentru a participa la concursul să reușim să luăm rezultate mari. Iar acum în vară, cum ți se pare aici? Chiar că este mai mult agitație, tot noi reușesc să ne antreneze cum trebuie. Cum ți s-a schimbat viața după aceste 4 luni? Mă simt mai bine. Înainte am făcut basket, dar acum m-am mutat la not, am o problemă cu spatele și da, mă simt mai bine. Cât de important este notul? Este destul de important, mai ales pentru sănătatea mea. Cum ți se pare aici, colectivul, antrenorul? Antrenorul este de treabă, colegii la fel, ne-am prietenit repede. Câți ani ai? 11 ani. De când vii la bazin? De 7 ani. Cum ți se pare? Mi se pare bine, dar trebuie să trag mai tare, că trebuie să nu mai cu viteză. Ce ai învățat în acești 7 ani? Diverse procedeuri de notă și să mă țin la suprafața apei. Cum este aici? Este foarte bine. Îmi place foarte mult de domnul profesor, fiindcă e bun. Și îmi place că ne dezvoltăm, facem mișcare și ne înălțăm. De când vii aici? De aproape un an. Și cum ți s-a schimbat ție viața de aproape un an? Foarte bine. Nu mai trebuie să fac alte sporturi, fiindcă mă dezvoltă foarte mult. Și este foarte bine. Și de când vii aici la bazin? Aproape de 5 luni. De 5 luni. Și cum ți se pare? Frumos! O altă alternativă de răcorire oferită de autoritățile locale pe perioada vacanței de vară este plaja Olt, deschisă zilnic între orele 9:30 și 20. Aici tariful pentru adulți este de 20 de lei pe zi, iar pentru copiii mai mici, 14 ani, cu însoțitori, 10 lei. Închirierea unui șezlong cu umbrelă costă 10 lei.